Așa. Deci triunghi echilateral. În dreapta aveți și formul de la triunghi echilateral. Nu, nu, nu e la mijloc. E în parte 3 părți, da. Un pic mai jos. Așa. Ăla e mic, acolo e mare. E mic, e o treime din înălțime, iar mare e două treime din înălțime, da. Și acolo e H-ul, e latul radical în 3 pe 2, da. Deci atât. 5 formule. Când vreau să zic eu acolo? Aria este iar pătrat radical. Și te întorci. Așa.
punem pe desen ce cum așa. De pe desen eu mă întoarcem la vechiul desen. Și acum cunoaștem ce? Opa! Cunoaștem înălțimea de 4 radical din 3. Da. Pune pe H, 4 radical din 3. Nu, dar pune și pe desen. 4 radical din 3. Da? Și H face 4 radical din 3. Și de aici ce putem afla? Așa, H vine latura radical din 3 supra 2. În cele două, așa, ce l-au pe H? Rezultă că... 4 radical din 3. Raza mică de 2 radical de 3. Dacă raza mică e 2 radical de 3, rezultă că înălțimea egală cu 5. Nu pot asta. Hai să luăm doi. Raza e o treime din înălțime. Da. Dacă raza am 2 radical din 3 supra 3, nu? Nu. Raza este o treime din înălțime. Înălțimea cât e? Raza. Raza. Dacă raza asta mică e o treime din H, H-ul dacă nu scoți față de raza mică, e raza o 3. De 3 la 3. Hai, până cum vrei. Asta. Raza pe 1, pe 3, pe H. Rezultă de aici că H, ia-ți toate H-ul. Da, ia-ți toate H-ul în funcție de asta. Hai să învățăm să jonglăm cu literele. Da. Să scoată. Ia, ștergi.
Nu este mică, cu bine, dar mai locuim care e. Aia e, raza o 3 pe 1. Facem o singură formă. Rezultă H egal cu 3, 3 raze. Așa vreau să văd. Jocăm de acum cred, da? Rezultă de aici că H egal cu... Corect. Și acum, dacă știu H, ce pot să scot? Latura. Latura. O să da. Și raza mare. Bun. Tot așa, fii atent. Vreau să lucrăm în litere. Băi, dragilor, știu ce ziceți. Dar ce prea mult așa. Așa este. De acum, ăsta e calculul care mă interesează. Ia, pune H pe 1. Vino cu produsul extremilor egal cu produsul mezilor. Rezultă de aici că... H, 2H. 2H egal cu... Egal cu latura. Așa, rezultă H egal cu... Latura 32. Corect. Latura 32 pe 2. Oh, dar nu trebuie asta. Știi, o fac și... Vreau latura. Ia scoate latura. Latura era cu... 2H. 2H. Supra. Așa. Amplificăm pe radical din 3. Nu l-aș rezultă latura. Asta bun. Să zic, jocăm cu litere acestea. Asta e calculul acela. Foarte bine. Și nu avem pe H. Rezultă latura. Așa, 2 ori 6 radical din 3 ori radical din 3. Așa. Eu aș fi mulțit radical din 2 ori radical din 3 și l-aș fi simplificat cu 3. Cât e radical din 3 ori radical din 3? Radical din 9 ori 3? 9 ori 3. 3. 3. Ia scrie tu cu roșu acolo, ca să pentru și pentru 3. Așa. Radical din A ori radical din A. Egal cu... Radical din 3 plus radical din 3, 2 radical din 3. Radical din 3 plus radical din 3, 2 radical din 3. Așa, că e și radical din A plus radical din A. 2 radical din A. Așa, radical din A plus radical din A. Eu am auzit un radical din 9. Bun. Deci latura e egal cu cât? Nu. Pasul. Păi radical din 3, radical din 3 vine 3 și calculăm. Da. 6. Mai un 2 acolo. A, dar stai, mai sunt 2 aici. Mai un 2 dincolo. 2. 2. Bun. Mai departe. Raza mare. 2. Da, până la urmă ce-am fost.
perimetru, 3 ori 12, da, că e la fel. Așa. Bun. Play next. Tot așa, de la... Nu, este... Nu, tot puntajul, nu, de la... Cum? Tipul ăsta de față nu se dă tot puntajul, nu? Nu s-a mintat. Și... să vă și arăt o chestie care și aici o să vă bun. Dă-i preview ca să ajung la celălalt semn. Da. Așa. Suntem acum cu raza mare. Da, fiind 8 radical dintre ei. Punem pe raza mare. Stabilim și alte legături. Dacă raza mare e 8 radical dintre ei, oare cât e raza mică? Cât? Mai puțin. Corect, e mai puțin, dar cât e raza mică? 8 radical dintre ei de 2? Da, de ce? Pentru că ele toate împreună trebuie să facă înălțime. Una este o parte din înălțime, cealaltă e două părți din înălțime. Asta înseamnă că raza mare e dublu raza mică. Da? Așa. Deci, merge și o raza la mică. Putem zice că R mic este rază mare pe voi, da? Nu. Știu. Le vreau literal. Da. Putem veni cu R mic egal cu rază mare pe voi. Vă aduc aminte că R mic este și apă de mare. Trebuie să arăta ca problemă să se întâmplă la putere. R mic egal cu rază mare pe... 2, da. Deci la triunghiul echilateral, raza mică și raza mică. Ce este raza mică? Raza cercului inscris. Este acel cer micus care e tangent ăla. Ce e raza mare? Raza mare e raza cercului circumscris. Este cercul care vine prin vârf. Da? Bun. Și la examen poți scrie, e mic sau putem? Acum cum vrei. Deci nu e mic. Poți să scrii și e mic și pentru că chiar problema s-ar putea. Atunci pe unghi echilateral să scrie pe raza cercului înscris. Bun, asta este H. Iarăși mi-ai pus ceva direct. Nu știu ce fac acolo. Cum adică? Da, da, nu, 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 da. Vreau să văd H-ul scos ca 3 e mic. Hai, mai departe. Dacă știi H-ul, o aflăm în înălțime. Da. H, latură. H, iarăși, da, normal. Hai să învățăm să mișcăm dintre astea. De asta, două procesuri. Vino produsul este singur, vreau produsul, hai să-l arăt. Nu așa, nu vreau să mă crești, încă vreau un calcul literal. Dacă nu e problemă, dar eu aici nu am fac examen, ceva e... Poți să faci diferență. Produsul este singur, pune H pe urmă. Ah, nu, 2H. Așa. Iar cu 4H. Scoți latura, rezultă latura. Face 3 și se simplifică 3 cu 3. Așa, latura e 8 pe 2 și 4.
va bene, aria, aspera, aria, cosa la vedresti? Aria in arco, 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 aria. Rezultare e egal cu și îl desfășor cu 24 la 2. 24, 24, 24, 24, radical din 3. Pe 4. În simplificiu 24 cu 4. Care vrei? Și îl faci un 6 ori 24. 6 ori 24. 144. Sau da. Cât? 144 radical. Da? Deci, nu vă grăbiți. Scrieți mai mult, scrieți desfășurat, faceți simplificări. Așa rezultă perimetrul de la 17. Bun. Mai are două și restul. Radical de 3 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 de 3
Thank you.
sam nikao 3 medijene nocine, ono pet srednjih 3 radikalni trešini, razam ih radikalni treji, da. Še razam ih radikalni. Kako bi? Ja,
ce-a rezultat la ea, nu? L-ai selectat, l-ai dus în partea cealaltă, foarte cam. No. Tăit. În părere, din serie, o să facem numai un trapez. Deja e un trapez, nu mai e. E un trapez isoscel. Fără nimic. Încep să dispară punctele prinse. Nu mai e triunghi la BC. Ia pune rază mică de 10. Pune prinse. Rază mică de 10. Și dacă raza mică e de 10, ce putem afla? Raza mare. Astfel. Raza mică de 8 cu 10 rezultă raza mare. Egal cu 2 raza mică, e așa să spunem, că rezultă raza mare 20 și dacă știm raza mică, raza mare, rezultă înălțimea 30. Bun, uite, merge și un calcul ăsta, da? De asta vreau să spun. Înălțimea este privat, cotizat, doar radica din 3. Dar las-o, din 24 radical din 3 cu 60. Dar era 3. 2 ori 30. E 2H acolo. Ai 2H. Da. Ce H? Vezi că nu sunt un animal bun. Știu, dar vedeți-mă că dacă mă lăsați pe mine să completez, am o imaginație foarte bună. Pot să pun 4, pot să pun 3, pot să pun ce vreau acolo. Latura egală cu 20 și egală cu 3. Așa. Acum. Aria. Este egală cu latura, latura, latura egală cu 3. Supra, latura. De rezultat, aria este egală cu 20 și egală cu 3. Atât, da? Așa. Thank you.
Bueno, si mire que yo puedo entrar radical, no me puse el 4. Si es cospe el portal. Oh, si pas todo. Ja nu am vețit. Păi trebuie să faci așa de prima dată, fără că tot aduci la cea așa, ai pus ca cu 4. Dar de ce ai făcut? Da. Ca 4. Am pus-o la același mitor, până ia și ceva, ia că mai am vețit de tot. Ăla, mițasul, ăla, ăla. Nu m-au avut plecat. Și ne întoarcem la 70 de amplificare cu 4. Așa, și scoatem direct produsul externul legal cu produsul nostru. Latura la 2 radical de 3. Latura la 2 egal cu 36 radical de 3, 4 cu 1. E? 1. 1 radical din 3. Sau? Radical din 3. Deci zicem 3, 6 radical din 3 cu 4, suta radical din 3, simplificat 3, radical din 3 cu 4. Așa. Rezultatul la 2 egal la 144. Și cât la 2 egal? 12. Latura egal. Hai. Și știm latura de 12. Hai să înălțim. Înălțim. Egal. Latura radical din 3 de 2. Așa. Rezultatul. Înălțim. Este egal cu 12 radical din 3 pe 2. Simplificăm. Așa. Și înălțimea este egal. 6 radical din 3. Bun. Raza mică, raza mare. Raza mică este egal cu 1 de 3 ori înălțimea. Raza mică este egal cu 1 de 3 ori 6 radical din 3. Ai rezultat? Da. Rezultă cu raza mică. De radical din 3. Și raza mare este egal cu 3 ori. Da. Nu am făcut ori, da? Nu am făcut doar cu 2 ori de vreme. Da. Iar voi ați cărat de asta, nu știu, știam că ești că ești să nu s-a fost nu știu să nu te-ai pus. Voi ați cărat mai mare. Da. Raza mare este egal cu 4 radical din 3. Bun. Și perimetrul este egal cu... Am aflat la cu? Da. Perimetrul este egal cu... 3 ori latura. 3 ori latura, din rezultă cu perimetrul este egal cu 36. Bun. Aici mai avem. Dă-i cu doar next. Așa. Hai poate de sân, dacă poți să mă faci. Știm perimetrul de 60. Și rezultă la latura este egal cu 20. 20. E perimetrul împărțat 3, da. Și înălțimea este egală cu 6 radical din 3. Latura radical din 3. Latura radical din 3 de 2. Pentru rezultă înălțimea este egală cu 20 radical din 3 de 2. Simplificăm. Deci rezultă înălțimea este egală cu 10 radical din 3. Raza mică este egală cu 1 pe 3 ori înălțimea. Rezultă raza mică este egală cu 1 pe 3 ori 10 3. Și urci pe... Înmulțești pe 1 cu 10 radical din 3. Urci pe 10 radical din 3 la numărul ăla. Rezultă raza mică. 10 radical din 3 pe 3. Așa, și raza mare. Raza mare este egală cu 2 radical din 3 ori înălțimea. Unde rezultă că raza mare este egală cu 2 pe 3 ori 10 pe 3. Rezultă că raza mare este egal cu 20 radical din 3 pe 3 și aia este egal cu latura la pătrat radical din 3 pe 4, unde rezultă că aia este